Salutări! Avem un nou episod din seria Fitness Academy. Cunoaște cele trei tipuri esențiale pe care trebuie să le respectați dacă doriți să vă atingeți obiectivele în materie de fitness? Cred că v-ați gândit imediat la mișcare, dietă și regenerare. Deși le-am enumerat într-o anumită ordine, ideea este că toate cele trei sunt la fel de importante pentru a progresa. În episodul de astăzi ne vom concentra asupra regenerării, care este deseori subestimată de mulți dintre noi. După cum probabil știți deja, mușchii nu se dezvoltă în timpul antrenamentului de la sală. Adevărata magie se întâmplă numai după finalizarea antrenamentului și depinde de voi să profitați la maxim. Fiecare stres fizic pe care organismul îl suportă trebuie recompensat cu o dină suficientă. În caz contrar, se poate întâmpla să vă confruntați cu probleme care vor afecta atingerea obiectivului propus. Iar în cele din urmă, acest lucru poate avea un efect negativ și asupra stării generale de sănătate. Deci, cum să regenerați și să promovați în mod corespunzător această activitate deseori subestimată. Dar, înainte de a răspunde la această întrebare, este deosebit de important să aflăm de ce este esențială regenerarea. În primul rând, trebuie să vă dați seama că este vorba de un proces natural care funcționează similar cu procesul în care telefonul s-a descărcat după o zi lungă de utilizare. Pentru a-l putea folosi din nou, trebuie să-i reîncărcați bateria. În cazul oamenilor, este nevoie de o refacere atât a punctelor forte mentale, cât și a celor fizice, care au fost perturbate de stresul fizic anterior. Atunci când faceți mișcare, trebuie să vă gândiți la regenerare, ca și la consumul de apă și de proteine, sau să efectuați fiecare set în mod corespunzător. Asta înseamnă că ar trebui să fie la fel de important. La urma urmei, când smartphone-ul vă avertizează că nu aveți un procent redus de energie, știți că trebuie să reîncărcați. Același lucru se aplică și în cazul organismului. Atunci când faceți exerciții destul de intens, rezervele de energie din mușchi scad. Organismul experimentează o stare generală de oboseală, care include sistemul nervos și leziunile musculare. Stresul fizic provoacă mici fisuri la nivelul mușchilor care trebuie reparate sau, cu alte cuvinte, regenerate. Dacă ignorați acest lucru, vă puteți aștepta la un risc crescut de lezare a țesuturilor moi și a întregului sistem musculoscheletic. Acest lucru poate duce apoi la o supraîncărcare a organismului și la o lipsă de energie, stare de oboseală, durere crescută sau reticență față de antrenamente. În cel mai rău caz apar și tulburări digestive și o stare generală de oboseală. Știați că regenerarea nu înseamnă doar a face act de prezență sau a sta în pat? În practică există două forme de regenerare și anume pasivă și activă. Prima dintre acestea este cel mai des întâlnită și se aplică automat în timpul exercițiilor, dar mai ales după. În acest caz, organismul compensează rezervele de energie dintr-o alimentație adecvată și, în același timp, printr-un regim adecvat de hidratare, compensează lichidele și ionii pierduți. De asemenea, elimină și produsele reziduale din metabolismul energetic. În plus, repară celulele deteriorate și elimină complet starea de oboseal care apare după strezul fizic anterior. Și procesele biologice, cum ar fi sinteza proteinelor musculare, sunt asociate cu regenerarea. O puteți susține printr-un plan alimentar adecvat și un plan de antrenament potrivit, după care avem regenerarea activă. Aceasta implică utilizarea tuturor metodelor și mijloacelor de accelerare a regenerării pasive. Vă poate ajuta să efectuați mai multe antrenamente într-un interval de timp mai scurt și să vă împingeți performanța la un nou nivel. Dacă nu asigurați organismului suficientă odihnă, riscați să dezvoltați simptome de supraantrenament care vă vor pune în pericol atingerea obiectivelor. Cel mai adesea, neglijând regenerarea, vă puteți confrunta cu dureri musculare și tensiune musculară crescută. Acest lucru este deseori însoțit de oboseală, irascibilitate și scăderea nivelului de performanță. De asemenea, puteți dezvolta tulburări de somn, dezechilibru metabolic, transpirații nocturne sau tulburări digestive. Regenerarea neglijată poate avea un impact negativ și asupra vieții sexuale. Un studiu realizat de revista Sports Health a analizat și alți factori. S-a descoperit că regenerarea insuficientă poate avea o pondere echitabilă în deteriorarea funcției sistemului imunitar. Modificările neurologice, tulburările hormonale și apariția depresiei nu fac excepție. Cu toate acestea, astăzi nu ne aflăm aici să ne gândim la cele mai nefavorabile scenarii, ci pentru a afla împreună ce înseamnă o regenerare corectă. Așa că a momentul să răspundem la întrebarea principală cum se face? Pentru a susține regenerarea, ar trebui să alegeți una dintre cele două metode. Prima este o activă sub formă de activitate fizică ușoară. De exemplu, poate fi vorba de mersul cu bicicleta sau de alergat în ritm ușor. Cu toate acestea, dacă pur și simplu nu aveți chef de mișcare, puteți recurge și la odihna pasivă. În acest caz, merită luată în considerare hidroterapia sau masajul. Masajul este una dintre cele mai bune tehnici de regenerare, ameliorând durerea musculară și obosarea de după antrenament. Există și o serie de studii care susțin această afirmație. Unul dintre ele s-a concentrat pe un masaj de 20-30 de minute, efectuat fie după antrenament, fie la două ore după acesta. Studiile au concluzionat că un astfel de masaj poate contribui în mod eficient la ameliorarea simptomelor durerii musculare cu debut întârziat, cunoscută și sub denumirea de DOMS. Acestea durează de obicei între 24 și 72 de ore după antrenament. Un alt studiu a găsit o legătură între stretching și masaj. Combinate, aceste activități pot contribui la reducerea oboselii, iar în al treilea rând există un studiu axat pe regenerarea extremităților inferioare. S-a descoperit că participanții care au fost supuși unui masaj, după ce au făcut mișcare, au experimentat o regenerare mai rapidă a mușchilor, picioarelor, decât cei ce nu au primit deloc masaj. Acestea sunt motive foarte întemeiate pentru care masajul nu ar trebui să fie un concept străin pentru voi. În plus, accesoriile potrivite vă pot ajuta să obțineți un masaj adecvat. Acestea vor scurta timpul necesar pentru o odihnă, astfel încât să puteți reveni la antrenament cât mai curând posibil. Alte beneficii pot include îmbunătățirea circulației sângelui sau creșterea intervalului de mișcare și flexibilitate. De asemenea, accesoriile de masaj ameliorează Durerea musculară și induc sentimente de relaxare. Ele vor sprijini pe deplin regenerarea organismului epuizat. Un bonus pe lângă toate acestea este că accesoriile vă permit să vă răsfățați cu un masaj bun chiar din confortul propriei case. Rolele din spumă, realizate dintr-un material plăcut, sunt una dintre opțiunile pentru un masaj la domiciliu. Ele ajută la creșterea intervalului de mișcare și ameliorează tensiunea musculară sau durerea post-antrenament. Astfel Rola din spumă poate servi drept o metodă de prevenție împotriva leziunilor și vă ajută să vă relaxați perfect. Nici măcar rolele din spumă nu au scăpat de privirea cercetătorilor, iar concluziile sunt mai mult decât interesante. S-a descoperit că bărbații care au folosit role din spumă la 20 de minute după antrenament au redus simptomele durerii musculare cu debut întârziat în următoarele 24-48 de ore după antrenament. Mai mult, atunci când masajul cu role din spumă a fost combinat cu un stretching static, s-a obținut cel mai eficient proces de îmbunătățire a intervalului de mișcare. Mingile de masaj sunt un alt accesoriu eficient pentru regenerare. Sigur le veți aprecia nu numai după antrenament, ci și după ce ajungeți acasă după serviciu. Acestea ajută la relaxarea mușchilor după antrenament, dar și după o zi lungă la birou. Principalul lor avantaj față de rolele din spume menționate anterior este că au o dimensiune compactă. Astfel, pot ajunge cu ușurință în locurile mai greu accesibile. Acest lucru le face grozave pentru masajul coloanei vertebrale, superioare și inferioare sau al picioarelor. În plus, le puteți împacheta cu ușurință și astfel să le aveți întotdeauna la îndemână. Ceea așa de pe tort este accesibilitatea lor. Dacă doriți să încercați masajul ca metodă de regenerare, acestea sunt ideale pentru început. Dar cum rămâne cu celelalte opțiuni? Se spune că ce este mai bun vine la final. Așa că locul de onoare în episodul Fitness Academy de astăzi este rezervat pistolului de masaj. Care reprezintă vârful topului când vine vorba de masajul la domiciliu. Reprezintă o alternativă funcțională la rolele din spumă. Se laudă cu un sistem de masaj eficient, care va fi de mare folos pentru sportivi. În plus, ajută la ameliorarea tensiunii musculare, reduce durerea și îmbunătățește circulația sângelui. În acest fel, rezidurile din metabolismul energetic sunt eliminate, în timp ce aportul de oxigen crește. Mai mult, și aportul de substanțe nutritive suplimentare care sunt necesare pentru o regenerare rapidă și eficientă a țesutului muscular. De asemenea, pistolul de masaj este un remediu bun pentru ameliorarea durerii musculare, durere care apare deseori după antrenament, cunoscută și sub prescurtarea de DOMS. În plus, puterea mare a pistolului de masaj activează punctele de declanșare. Acestea sunt noduli mici și dureroși la atingere, iar activarea lor poate ameliora durerea, și rigiditatea musculară. Este un accesoriu practic care poate fi folosit atât de începători cât și de utilizatori avansați și ca atare se mândrește cu o serie de alte avantaje. Oferă mai multe niveluri de intensitate cu o viteză mare, nu are fir, iar o singură încărcare asigură până la câteva ore de utilizare. Pistolul de masaj este ușor, are un design ergonomic și vine la pachet cu mai multe accesorii. De asemenea, este util și pentru masajul facial. Ce spun studiile despre pistolul de masaj? S-au dovedit că masajul cu vibrații este la fel de eficient ca și masajul tradițional pentru ameliorarea sau prevenirea durerii musculare după antrenament. În plus, vibrațiile pot avea un efect pozitiv asupra performanței musculare și pot crește circulația sângelui. Mai mult, pistolul de masaj este foarte benefic pentru persoanele cu boli arteriare periferice. Este potrivit nu numai pentru sportivi, ci și pentru oricine dorește să se bucure de un masaj de calitate oricând și oriunde. Bucurați-vă de el după un weekend greu la munte sau după o zi lungă la birou pentru a vă relaxa mușchii rigizi. Ei bine, atât pentru astăzi din episodul Fitness Academy. Ideea de bază pe care trebuie să o rețineți este că regenerarea este la fel de importantă ca și mișcarea și dieta. Prin urmare, încercați să compensați stresul fizic cu o perioadă de odihnă adecvată. În cazul în care doriți să susțineți regenerarea la maximum, puteți alege ruta activă. Avantajul este că vă ajută să faceți mișcare mai des, mai intens, mai bine și să obțineți performanțe mai mari. Masajul este cea mai eficientă formă de regenerare activă, iar cu ajutorul accesoriilor potrivite vă veți putea bucura de un masaj chiar și în confortul propriei case. Potrivit numeroaselor studii, rolele din spumă, mingiile și pistoalele de masaj sunt cele mai bune accesorii în acest sens. În plus, au mai multe capete de masaj diferite și niveluri de intensitate. Depinde de voi ce vreți să alegeți. Așadar, sunteți pregătiți pentru masaj? Cu siguranță sunteți. Ne vedem în episodul următor. Până atunci, să aveți o zi frumoasă și nu uitați să vă bucurați de relaxarea de după antrenament. Moșchii voștri chiar merită asta.